check it. I got the vibe. Check 1, 2, check 1, 2, 3. Wild with the style. Check 1, 2, check 1, 2. The Jack wreck the rhyme. Hell yeah. Cause when I'm on the mic, I like to speak free. Yo. Bună seara! Bună seara! Bună seara la toată lumea! Neața! Stă alături de Bazuca, deci pentru mine este un vis din copilărie, n-aveți idee. Eu efectiv am crescut odată cu ei. Băieți, felicitări! Să știți că ați fost cei mai vruți oameni la acest festival. Ne-am încurcat la un moment dat un pic, dar publicul foarte ca lumea, au strigat în continuu, ne-au susținut, a fost super fain. Chiar a fost, o trecut repede. Ați avut ceva emoții? Că nu prea ați avut ceva concerte live în ultima perioadă, să zic eu chiar deloc. În ultimii 4 ani n-am avut un concert live. Emoții ca de fiecare dată, normal, la fiecare concert avem emoții, cel puțin eu. Primele 15 minute, după aia mai revin, mai pula mea. Pot să-mi jur în vlogul tău. V-a spart baba la festival aici? Ne-o spart baba de la când am făcut piesă, de când am făcut piesa ne-o spart baba. Dar o rup, da, a fost hype mare și blană. Mai bine. De unde a pornit asta, cum a spart baba? Bă, m-a luat baba. Nici nu mai țin minte cum a fost, că am găsit noi instrumentalul ăsta sau ce tu ai zis tu, Denis, fac un instrumental, el a găsit ceva de la Papa Pedro, a făcut instrumentalul, l-a tăiat un pic și nu eram sigur că facem piesa sau nu. Și eu am zis lui Eco, parcă nu mai știu, că ceva de genul că asta e piesă de babe. Și chiar am făcut o piesă de babe, am făcut-o la mișto, știi? Și na, uite, că a ieșit și le place. Noi de obicei facem câte una așa la show sau două, ca să dezamorțim un pic așa, știi? Da, a ieșit, nu, pula mea, de obicei asta și rup. Ceva planuri pe viitor aveți? Ca trupă, ca solo, fiecare? Păi pot să zic acum, n-am mai zis până acum, eu am un lucru, un album, o să fie un mini-album, Revolver, 6 piese, până aia 6 glonțe. Apoi o să vedem când a ieșit, dacă a ieșit vreodată. Ok. Speranță. Rămâne cu speranța că iese? Bine. Tu? Eu Dota. Dota și atâta? Nici o speranță la mai mult. Care e cel mai bun scor de pe Dota? Ever. Păi nu știu, eu am al doilea rank cel mai prost din Dota, deci îți vai morții mei după 5.000 de ore. Mai spart cu întrebarea asta. Felicitări! Ceva G2A, jocuri noi, urmează? Facem, avem mai ales chestiile astea, clipurile horror cu Eco, care le așteaptă toată lumea. Am o listă de 8, 9, 10 jocuri. Numai nu. Noi de obicei ne mai adunăm pe la studio, mai zicem, mai facem o piesă, două, de ne apucăm să bem 5-6 sticle de vin, nu mai facem nimic, știi? Nu mai nici filmăm, nu mai înregistrăm, nu mai facem nimic. De-aia durează. Doar merge secundele. Da, iese bine când iese, ce-i drept, iese bine. E mai bine, noi așez din albumul ăsta ultimul, așez vreo jumătate de album, cred că așez din el. Really? Cam, da, 4-5 piese, nu, până noi îi rupeau atunci. Și tot asta n-am mai lălăit-o noi vreo jumătate de an și a zis, bă, dă-le în pula mea că putem mai bine. Și s-a schimbat. Și chiar, într-adevăr, unul dintre cele mai hype albume care le-am avut. Unicul și inegalabilul David, artistul, oameni buni. Ia puțin pași, te rog, da? Mai încolo puțin. Nu-mi place să fiu așa împins de oameni, înțelegi? Vreau puțin spațiu personal. E ok așa? E ok așa? E ok. Mulțumesc foarte mult. Tu. Următorul dumneavoastră album, cum se va numi? Știu că scrieți foarte mult la el. Da, am scris. Am făcut piese cu cam toată lumea. Am făcut cu Travis Scott. Am făcut cu Central C, cu The Baby. O să vedeți la Beach Please că am făcut niște melodii foarte mișto cu ei. Nu pot să dau din casă, știi cum e când ești foarte mare. Deja unele lucruri ies la iveală și nu vreau, eu sunt o persoană mai privată. Așa că nu mă deranja cu întrebări de genul ăsta, te rog frumos. Urmează să cântați în seara asta. Ce piesă o să cântați? Care e piesa aia cu care o să duduiți? Se numește... și este o... Domnule David, ce piesă o să cântați care o să duduie în seara asta? Piesa se numește... și e o piesă nouă la care am lucrat foarte mult. E bombă rău de tot. E colaborare? Nu e colaborare, am scris-o din suflet, refrenul sună ceva de genul... ceva de genul ăsta. O să vă placă foarte mult, e în premieră aici. Când am întors alături de Megele, un om extrem de șmecher, cum ești? Văd că ești, ai energie. Bă, sunt foarte bine, frate, sunt super hyped, abia aștept să înceapă concertul, abia aștept să intru pe scenă. De obicei la concertele mele încerc să transmit un vibe pozitiv oamenilor, însă am nevoie și de public, înțelegi? Pentru că odată ce îmi transmit înapoi energie, este mult mai ușor pentru mine să interacționez cu ei, știi? Cum a fost albumul tău de drill primit? Sunt foarte curios. Primul meu album ăla, na, gen n-a fost neapărat un album, a fost un EP, drill, pe care l-am lansat în ideea că, nu știu, am primit niște complimente, un feedback pozitiv la primele mele piese, cum ar fi prima piesă care a fost Galați, special făcută pentru orașul meu, și am zis, bă, hai să dau un EP drill,
nu s-a ridicat la măsura, la așteptările mele, sincer să fiu, puteam mult mai bine, însă întotdeauna e loc de mai bine, dar pe viitor eu vreau să remediez asta în următorul meu album, unde o să dau foarte multe piese deal pentru că sunt cerute din partea publicului și, na, eu sunt foarte încrezător că o să prindă foarte tare. Care e artistul tău de drill favorit? În momentul de față, gen a fost Pop Smoke, Rest in Peace, gen, însă în momentul de față ascult foarte mult Luciano. Rapper german, are foarte multe bangere, m-am inspirat și de la el pe următorul album. Am încercat să fiu atent la vibe-ul pe care l-a transmis și la cât de diversificat este albumul. Și asta urmăresc să dau mult mai multe vibe-uri. Și soft, pentru oamenii cărora le-a plăcut Cicatrici, și pentru oamenii cărora le-a plăcut Kraken, and so on, gen. Maker, bravo, de toate pentru toată lumea. Da, exact, pentru să împăcăm pe toată lumea. Dacă preferi soft, ai soft, dacă vrei hard și îți place MGL-ul din prezent, na. Ca producător, cu cine lucrezi? Ca producător îl am pe Filip, care pe treabă s-a apucat din nou. El a fost în treabă de mult timp dinainte să mă lansez eu. Însă acum s-a apucat de treabă și lucrăm la albumul meu. L-avem pe Gav, care este și inginerul meu de sunet și producătorul meu. Hai, un show la toată lumea, e o echipă întreagă aici, nu e un singur om. Asta e echipa mea, ăștia sunt oamenii mei cu care lucrez. Și ei doi lucrează în momentul de față ca și producător la albumul meu. Șmecher, o idee când ar trebui să iasă sau ceva pe 2023? Eu îmi doresc foarte mult în martie. Depinde de... Nu sunt doar eu la mijloc, eu probabil poate termin piesele și e tot on time, dar acum trebuie să așteptăm ca fiecare să facă treaba. Deci, martie, aprilie, depinde. Dar oricum nu vreau să mă grăbesc pentru că vreau să iasă un produs de calitate. Ce șmecher, bravo, bravo, tare. Mulțumesc frumos. Bravo, ești foarte tare. Vibe check, ne-am întors la festival Statul de Dragoș, depoi avem rap adevărat, rap underground, avem de toate în seara asta, rap, trap. Păi am câteva întrebări, știu că urmează un album nou la Familia, poți să ne spui ceva despre el? E un album pe care l-am lucrat în decursul unui an de zile, cred că cel mai bine ar trebui ascultat ca să primească un review așa. Mie tot timpul mi-au plăcut albumele la Familia, nu pot să zic că nu îmi place. E un album ăsta, mi se pare mai de cartier așa un pic. Da? Păi, care e diferența? Sunt foarte curios care e diferența între la Familia de acum 20 de ani, să zicem, și acum din momentul actual. Păi ca între un puști de 20 de ani și unul de 40, asta e diferența, că nu are cum să fie alta. Adică, clar, te maturizezi, faci alte chestii, alte gusturi, alte obiceiuri, cam asta e. Dar rămânem în continuare sau încercăm să rămânem vocea străzii, adică încercăm să dezbatem și subiecte mai sociale, ceea ce se întâmplă în cartiere. O dorință ai de 1 decembrie pentru români? Da, am o dorință și cea mai arzătoare dorință a mea pentru români ar fi să fie mândri că sunt români în primul rând și să fie mândri de țara lor, să nu mai creadă mereu că afară umblă cu câinii cu covrigi în coadă și la noi de căcat. Nu. La noi e o țară pe care au ajuns să o laude mai mult străinii decât românii și aici vreau să stea un pic să gândească că fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta, știi cum e? Mersi foarte mult! Hustle Festival, ne-am întors alături de Isele Gabi. Vreau o primă întrebare pentru el. De unde Isele? Isele vine de la Young Stoner Life, pentru că mi-a plăcut foarte mult Young Tag și Young Tag face parte din YSL. Ai pus piesa Regina mai devreme pe scenă. Cum a fost primită de fani când ai scos-o și cum a fost acum vibe-ul pe scenă? Vibe-ul piesei Regina a rămas același, adică mereu când o bag la concerte sau la orice eveniment, văd că lumea se simte foarte bine pe piesa asta și chiar îmi face plăcere să văd că lumea ascultă piesa în sine. Am văzut că ai intrat cu o piesă nouă pe scenă acum, pe care nu ai scos-o. Da. Cum a primit-o publicul chiar? Piesă mai low vibe, ca să zic așa. Nu a făcut parte neapărat din setul pe care vreau să-l fac, dar am zis că trebuie să încerc și ceva nou și să arăt lumii, să văd care este reacția, ca să pot să mă mulez puțin. Ok, ok. Și când vrei să o scoți? Sincer, n-am nicio idee.
Materiale noi? De-abia am scos un album, un nou început, pentru că este un nou început cu adevărat. Uitați, am venit și la Hustle să cânt, cei mai tari. Și ce să vă zic, proiecte o să fie în continuare din ce în ce mai bune și o să vă vedeți din ce în ce mai mult. Unde ai lucrat? Să dăm un shout. Unde ce? Unde a fost lucrat ca să putem să dăm un shout? La Ciobo Studio. E seară, e frig, dar lumea s-a zguduit. Alin Bahaos a făcut Bahaos. Îți mulțumim foarte mult de interviu. Ești, vă pup. Nu, că așteptam concertul. N-am obosit, frate, sunt bine. Am antrenat. Sunt bine. Mă bucur că am fost alături de ceilalți artiști la evenimentul ăsta, care, după părerea mea, e unul dintre cele mai mari evenimente de muzică urbană, să zic așa, gen din România. Și sunt convins că o să ia amploare din ce în ce mai mult tot ce se întâmplă cu muzica urbană în România în momentul ăsta. Blană, da, big up, mare big up. Albume, ceva, urmează să scoatem, nu? Corect? Da, frate. De moment am luat o pauză, urmează să dau în 2023, pe 14 februarie scot un album de drill, o să se numească Lucky Luciano. Pe, cred că în aprilie, undeva pe acolo, o să apară un album cu Spectru, în colaborare Linio și Spectru. Pace lui Spectru. Pace Spectru și Pace și Samurai. Urmează și două albume cu Samurai, Rapocalipsa 1 și Rapocalipsa 2. Toate astea, patru, toate materialele astea, patru, vor fi lansate în 2023. E, avem aici omul care rupe beat-ul, trupa instrumental-vocală Macanache, de la stânga la dreapta, cu Dementu, Maca și cu Gara. A fost un show incendiar, a sărit lumea. Îți mulțumesc, îmi dai și mie o gură. Asta e că suntem la emisiune, n-am vibe check ăla. E vibe check. E cu de toate aici, nu-i problemă. Băga mi-aș pula în ăla. E emisiunea lui Gara, băgați. Mă, dau Uzuleac, ce-o făcut, mă, mâncat așa? Mergeam pe strada mea, când mă uit, e un rapper, e un DJ, ce era, mă, mâncați? Stați, cumpărați mărci, aia, interzis. Cum a fost show-ul, v-a plăcut? Ați înghețat pe acolo? Bă, noi n-am înghețat, că am băut înainte. Suntem aici de la 8 dimineața, am cântat la 6 seara. Am ajuns, la 7 eram aici, bro. Da, și ne-am uitat la toată lumea, mi-a plăcut toți băieții care au urcat pe scenă. Am cântat și noi, lumea s-a distrat fucking maxim. Mă bucur mult pentru festivalul ăsta, la cât mai multe și cât mai diferite. Am mers totul, să-mi bat pula, superb. Felicitări la băieții ăștia la Hustle. Bravo, Hustle. Materiale noi, scoateți ceva? Modify, piesă nouă, chestii, ce facem? Dă-te-n pula mea, iese toxic. Cum e? Zici că e trupa mea? Bro, avem pe țeavă o piesă. Nu o să-ți vine să crezi, e Silviu Ruta, ia vine aici. Silviu Ruta, cel mai șmecher basist din lume. Omul cu 20 de trupe. E basistul de la Modify. Fratele nostru Silviu Ruta de la Modify. Te baga la cal dacă nu bă nouă. Bună seara. Cum se numește următoarea piesă de la Modify? Sunt prea grea aici, nu mă. Următoarea piesă de la Modify? Toxic, iese foarte curând. Urmează clipul și gata cu ea pe net, imediat. Pace. Și încă două bucăți, la fel de fresh. Tune in. Avem treabă multă cu trupa asta. Uitați-vă la Vibe Check, băgați și voi un subscribe, băgați un share, un like, o nebunie. Oamenii muncesc non-stop, nu se opresc. Media zila, fratele meu George e pe zonă. Totul e bine, a început să ningă. E hip-hop, e vibe, e toată lumea simte bine. Vă pup, vă iubesc, Macanache pe felioasă. Ia zi, fiule. Ce faci, cum ești? Bă, ce să fac, sunt foarte bine. Am venit la concertul ăsta, care a fost și la concertul de la Mare Beach Please. Am venit și la Hustle. Am venit cu nașul meu, cu Puia. Și data viitoare la concertul de la Beach Please în vară, adică de la Mare, o să cânt și eu. O să fiu și eu pe scenă. Secțiunea Sălăjean din Teclas Stradal. Oh, Sălăjean din nou pe hartă. Din nou pe hartă, da. Și acum ce să zic, urmează al doilea album, care încep să lucrez după sărbători, care o să se numească Dinte Batman, adică omul Bat, așa, și sper ca până în vara viitoare sau toamna viitoare să fie gata. O să conțină vreo 20 de track-uri. Nu vreau să spun cine am invitat, că o să am numai veterani de război din muzica hip-hop, rap, atât, așa, și așteptăm să iasă albumul meu, vă așteptăm.
la concerte? La concerte. Frate, eu mi-am pierdut baba. Eu am pierdut baba. Tu ai văzut-o pe mea? Pe fapa ce pită poți să pugi pe pupul apa, scupuze pe frapate pe apa, mă, pe grepe și pită pe papa să te pilapa. 10, usteluță. Asta a fost. Asta a fost toate. Nu mă așteptam la asta. Cum e atmosfera? Am văzut că ați avut ceva probleme tehnice, dar s-au rezolvat imediat. Da, a crăpat bateria de la laptop de la frig. Da, s-a descurcat, Nino, stai că am răgușit, acum îmi dau seama. A fost bombă, ești nebun, exceptând frigul, e bombă, atmosfera e bombă, oamenii se distrează super mișto. Noi am țipat cât am putut să ne distrăm și noi. Materiale, ceva scoatem? Da, frate, am în lucru Apocalipsa 1 și 2, două albume cu Nino. Avem 25 de piese gata, ne mai trebuie vreo 5-10 ca să facem două albume cum trebuie. Am stat, lucrăm din octombrie de anul trecut la el, a făcut un an și ceva de când lucrăm la el. Am zis că nu ne grăbim, lucrăm fiecare piesă cum trebuie, vrem să lăsăm două albume clasice să rămână cum ar veni. Șmecher, 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 mersi foarte mult, atmosferă faină toată lumea. Yo, peace out. Stai aici cu Muistu. Pentru Muistu. Dacă se poate, o vorbă. Meu, da, o vorbă pentru Muistu. Ce facem, piese, ceva? BMC-ul? Da. Scoatem două albume BMC plus unul care va veni a meu, plus multe alte nenorociri. Bombatoane, ceva noi? Da, da, gata, trebuie numai să mai filmăm câteva clipuri și le-am bubuit. Stai aici cu Dili Maghiaru. Ne, să te pe cerul, te rog să ne vezi, e de peste fost de vreși rup, de la care trebuie să obiști și de lovel salat, o să o iau. Igen, igen. Ia zi, bem ceva în seara asta, cum e atmosfera? Ceva, ceva pe aici, cum e 1 decembrie, 1 martie, orice. Mă simt român în sfârșit asta, dar în rest tot pe scărubi ce am luat și ne destrăm aia. Big up România. Alcool, nu mai pot să adorm. Ce faci, cum ești? Te pregătești? Văd că ți-ai pus casca, copiezi la test? Nu pot să răspund la nimic, că acum m-am trezit. Ok. Dar sunt bine, da. Cum ești? Că o să cânti ceva de pe nou album, zi-mi, te rog, că da. Da, da. Ce? Acolo, cu Dobrescu și Doc. Cântăm asta. Aș? Că vom cânta și aș, dar mâine în setul lui Deliric. Ok, ok. Da. Dar chiar că voi sunteți în două seturi, cum naiba, de unde, cum, cum sunteți împărțiți? Jonglăm cu playlist-ul, că na, oricear fi, noi mergem împreună peste tot și e tare. L-am găsit pe Macanache. Yeah, înainte de interviu ăsta. Ce faci, Macanache? Bine. Stai aici cu DJ Gara. E prima dată când apare aici la voi la emisiune. Îmi pare bine că vă văd. Yeah. Mulțumim. Ceva emoții, e frig rău de tot. Voi puteți să stați aici? Noi suntem, ne-am făcut încălzirea. Nu ne e frică de scenă, nu ne e frică de nimeni. Suntem pe ele. Stai așa că... Mie mi-e frică de țânțarii tigri asiatici, că am auzit că poți faci meningită de la ei. Mă bune? Da, și că-ți rezistezi la temperaturi înalte. Tu și aveai un văr de acolo. Da, frate, e greu. O să mă oferesc de ei. Ideea e că am pregătit un super show și sperăm ca lumea să reacționeze pe măsură. Ideea e că n-am pregătit nimic, că nu este șmecheri așa by default din naștere cu aia. Da, pe lângă asta chiar am pregătit un spectacol pentru că n-avem show full. E undeva la 45 de minute, noi cântăm mereu o oră, o oră jumate, două. Și faptul că cântăm 45 de minute ne permite să strângem cel mai bune piese, cel mai intrăm. O să fie ca o bombă. Am venit, bam, am dat-o, n-ai înțeles nimic și am plecat ca ninja. Pac!